nu se pune problema de a nu respecta independența instanțelor, a luat o decizie în raport cu legea italiană, dar în același timp am spus acum o conferință de presă în urmă că sunt mâhnit de această decizie, sunt puțin dezamăgit, pentru că înseamnă că undeva sistemele legislative nu sunt pe deplin compatibilizate și ceea ce m-a uimit pe mine este nu faptul că s-a hotărât executarea sentinței în Italia. Acest lucru este normal ca o țară membră a Uniunii Europene să fie țară de executare a unei decizii penale pronunțată în alt stat al Uniunii Europene, ci faptul că s-a schimbat cumva modalitatea de executare. Deci, din jocul acesta al reglementărilor, și eu vorbesc strict sistemic, din perspectivă de compatibilitatea sistemelor legislative europene, din jocul acesta al reglementărilor, ceea ce a hotărât un judecător român, respectiv o executare, da? O condamnare cu executare, poate fi schimbat de un judecător din alt stat membru al Uniunii Europene într-o hotărâre de condamnare cu suspendare a executării pedepsei. Și atunci de asta am spus, poate că e bine să ne gândim ce se întâmplă cu aceste sisteme în anumite puncte ale lor și să vedem cum le compatibilizăm. Deci, dialogul meu, dacă este cu Ministrul Justiției din Italia, legat de problema sistemică, noi, cum n-am dialog aici cu judecătorii din România pe decizii concrete, că nu am acest drept, evident, nu am niciunul cu un judecător al unui alt stat membru. Și nu este doar retoric ceea ce am făcut. Pot să vă spun că am trimis o scrisoare ministrului italian și i-am propus să avem o întâlnire într-o perspectivă apropiată pentru a discuta, sigur, mai multe probleme de cooperare judiciară, dar și aceste aspecte care țin de compatibilizarea sistemelor legislative din țările noastre. Și cum e posibil ca un mandat care e european, nu? Deci e gândit ca să faciliteze procedurile de extrădare, procedurile de executare a pedepselor pronunțate într-un stat și executate în alt stat membru al Uniunii Europene, să nu funcționeze, să spunem, uniform. Da? Sunt lucruri care se discută între miniștrii de justiție. Nu avem treabă cu instanțele. Respectăm independența instanțelor. Deci, atacul care a fost la adresa Ministerului Justiției e neîntemeiat. Noi nu dialogăm nici cu cei condamnați penal, nici cu instanțele din România sau din altă parte. Nu e dreptul nostru. Dar este chiar obligația noastră să dialogăm cu miniștrii de justiție. Și asta facem, în mod curent.